Cracovia găzduiește până pe 15 august concursul internațional Athletics Unlimited Games, proiect realizat de Forul Național Polonez prin intermediul programului Erasmus Plus Sport. Tineri din 10 țări se vor întrece pentru medalii, România urmând a concura cu 80 de copii, 40 de fete și 40 de băieți la categoriile 1 și 2. Federația Română de Atletism a selecționat pentru acest concurs sportivii care au obținut titlurile naționale la campionatele de copii 1 și 2, întreceri desfășurate în perioada 11-12 iunie la Craiova. Din lotul României care participă la concursul din Polonia fac parte și 13 elevi de la Clubul Sportiv Școlar Ploiești, sportiv pregătiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei.